La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Mediaș Gala Apoteca. Anul 2024 înseamnă pentru grupul de farmacie Apoteca sărbătorirea 30 de ani de activitate și implicit 30 de ani de tradiție farmaceutică românească. De la un punct de lucru deschis în Mediaș în 1994, grupul s-a dezvoltat permanent și a ajuns în prezent la 14 farmacii, 3 drogherii și 2 puncte farmaceutice rurale în județele Sibiu, Mureș și Alba. Cele 3 decenii de Apoteca au fost sărbătorite la sfârșitul săptămânii trecute la Mediaș în prezența numeroși invitați. Pentru că Mediașul este de suflet, deși m-am perindat și prin alte locuri pentru școală, aici am început povestea Apoteca după ce am trecut pe la Liceu Sanitar Sibiu. Grupa Apoteca are de fapt 19 unități farmaceutice și o unitate de tip online. Din punct de vedere management, grupul Apoteca are farmaciile, drogheriile, punctele rurale, așa zisele oficine, o unitate de dermatocosmetice la Sibiu de producție. Și cea mai mică venită în grup este Edulce, producția de la Mediaș, unde se fac prăjituri. Sunt foarte, foarte încântată că în această sală, în seara asta, există reprezentanți din toată piața farma. Și anume, producători pe care îi vedeți pe lateralele sălii, reprezentanți de la distribuitori, colegi farmaciști, nu numai cei din grupul Apoteca, și colegi farmaciști din piața independentă. Pentru mine a fost foarte important în seara asta să scot în evidență faptul că noi suntem un grup independent de farmacii. Și, pe lângă asta, faptul că nu suntem singuri în această piață.